Prieteni, bună ziua la dumneavoastră, sunt patroana de la Strehaia. Am venit cu ursul și cu ștefăniță să-mi iau fuste, să-mi iau franele, că n-am nimic. Îți goală, prieten. Am venit la Iropa aici, la dragonul ăsta. Și n-am găsit fuste, mi-am luat numai bruză, mi-am luat altceva, haine, așa. Care mi-a mâncat câinii hainele. Acasă, baticurile, mi-am luat baticuri. Da. Și acum mergem către spital. Am venit cu băieții ăștia. Ia să mă vedeți pe mine. Mi-am luat baticuri de ăștia, două, trei culori. Mai ușor, acum de vară. Trei culori, baticuri, trei culori. E căldură prea de tot, prieteni, acum. Mă filmai, fuțai pe jos, prieteni. Da. Și asta este o oboseală multă, prieteni. Noi suntem obosiți de la spital, noi nu putem să mai umbrăm așa. Vai de mama noastră. Mulțumim lui Dumnezeu că putem să mai mergem. Da. Și mi-am venit, prieteni, să-mi iau o haine, că mi-a mâncat Belu de acasă hainele cățelușul. Cățelușul lui Alin Belu și al lui Ale, lui Leonardo. Am luat și lui Ale și lui Leonardo câte o șapcă. Da. Ce să mai zic? Da, mama, le mai cumpăr eu câte ceva. Dar e zăpăceală de ca prieteni, e multă lume, aglomerație, multă. Da, pane, ține-și tu și-mi filmează așa în față, ușor să nu... Așa, în față, așa, îmi filmează în față. În față mașinile. Așa, ține de acolo că vorbesc eu. Vorbește, patrona, prezintă-ne mașina, este un Volkswagen Passat 2 litri, turbo diesel cu injecție. Iuliana doarme în apartament cu fetițele. A venit la București să doarmă. Da, Tatiana aia, Tatiana zicea că vine ea la nouă, că se scoară să vină cu mine în piață. Și a venit cu ursul, doarme și aia, nu jor legazia care le am. Doarme amândouă. Pe bune, patrona, n-are cine să te sclăvească. Da. De ce mai trăiești? Asta este, prieteni. Chiar? Da. Ce să facem? Lucia a plecat acasă, prieteni, am zis, gata, bine, frate, te venim și noi, du-te acasă, că te-ai rupt atâta, obosit atâta, s-a îmbolnăvit și ea, fata. Nu mai poate să țină, are și ea familie, are copii, are nepoței. A plecat aseară acasă cu copiii ei. Da. Da. Acum o să pleacă și ursul, plecăm și noi luni. Pleacă și ursul la copilașul lui și o să plecăm și noi, venim și noi mai... Și cine mai cară geanta? 20 de... Nu mai, mamă, nu mai, e cărat destul, îți mulțumesc. O lăsăm în mașină. Ai stat pe lângă noi, mamă, destul. Fane, o să ai responsabilitate. Du-te acasă. De geantă. Cum ții, pane, ține-mi pața, că mă... Băi, ține-mi pața așa, că... Nu mă să țin în coață, nu păi se vede. Ține-mi pată, de ce ține mă lângă așa? Păi nu se vede că e albul, totul alb. Potează, lasă-l să se vadă lucrul. Nu se vede nici loc, nici loc, nu se vede. Să se ducă și la copilașul lui, care e copilașul. De atâta timp e dor de ei, de Leonardo și de Alex, nu mai pot de dorul lor. A fost uiet, prieteni, de-aia n-am luat copiii, nu se stă copii acasă în mănâncă. Stai să mănâncă, să stă liniștiți copiii, nu să pătimească și copiii după noi. Am mai pătimit fetele lui Georgiana, că a spus să se ducă acasă și n-a vrut fetele. Las-o și pe aia, a dormit până la 9 azi. A pătimit pentru noi și fetițele. Ar trebui să se ducă după capul nostru. Și fetițele și tot, de după unde e filmarea. Doamne, ferește, te aude o țară întreagă ce vorbești. Păi trebuie să mă audă, patroană, o țară întreagă. Ai grijă ce vorbești. Păi ce dacă a stat o lună? Dacă astăzi a dormit până la 9, s-o sărucească Dumnezeu. Păi lasă, am zis să mă duc și eu cu nororile să târgui haine. Lasă că ți-am cărat la safoane, ți-am cărat eu, avea cine să-ți cărat. Dacă ele dor pe ele, a dormit pe ele și tatea și Georgiana. Da, patroană. Păi nu-i destul mare noaptea cu ursurile. Mai așa și din ziua, e destul de... mare noapte. Nu e, patroană, că ci că mai au și copii. După ce termină cu tine, mai au și copii. Dar ursule, nu mai pune-le parte. A,
toată lumea în România asta se scoală mai haide la 10, la 11. Patronul, dar dacă mai îmi zici, dacă mai îmi zici o familie în care copiii și nurorile trebuie să aibă grijă de bunici, de socri, de copii și după aia să scoale la 6, eu nebunesc. Cum, mamă, n-are grijă lumea de bunicii lor? Ba, dar cum să nu? Numai de cărat de plăstă. Numai care sunt zurliți n-are grijă. Patroană, noi avem, sunt eu, Alin, mai e și Fane pe lângă noi, l-am mai avut și pe Ion, mai e și Mihaela, și Georgiana, și tot nu suntem de ajuns să cărăm o geantă și trei plăși. Suntem, mamă, las că suntem de ajuns, dar fiecare face... Fiecare mamă îi face... Adevărat. Mai zicea Mihaela că ea vrea să mai și trăiască. Cum? Ea are bunii, n-are grijă de ei, Mihaela? Ba da. Dar nu se duce la țarjă să nu moară de ei. Am văzut, nu m-a luat cărat de gen și plasă asta. Așa e la bunii să facă. Dar să zicem acum, dacă eram angajați pe undeva, nu ești ai mai tineri, dacă eram angajați, chiar voi, Fane, la voi, la România. Mă, mamă, du-te, mamă, la muncă, la Italia, la... Dar de ce la Italia? Bă, ia stai, la, cum îi zice, la Anglia, unde sunt toți băieții noștri. Da, să vezi, stau, să scoală dimineața la 8, la servici și vin în țara la 9. Și muncesc până le iasă suflet. Păi și de-ai lor, cine are grijă de-ai bătrân să le care gențile și plășile și mașina la scară? Alții face paturile, iată, lasă-mă. Alții face paturile la hotel, alții pune pe bandă mâncarea. Ce fac bani? Filmez. Filmez, da. Alții pune pe bandă, uite, s-a dus Sălină și cu, și cu Ionică. Și a zis că nu se mai duc în sălinătate niciodată. Da. Se saturează de mult. Ca să facem bani, trebuie să muncești. Noi v-a dat Dumnezeu și tata vostru, v-a făcut oitucuri să filmează, luați bani. Dar uite, alții care filmează, ia bani în continuu. Să țin de filmări. La noi nu se ține toți de filmări. Cine patroană? Uite, și Alex trebuia să filmează, avea și el bani separat. Alex să filmează? Și toți care păi și dacă Alex filmează, după aia cine mai are grijă de mine? Bine, bătrânești. Trebuie să stau acum, că poate... Cine știe, poate am nevoie de vreo geantă, după plasă și... Asta este, mamă, nu vrei să faci, nu faci pentru voi. Pentru mine n-am nevoie. Și asta este, prieteni, m-am spus pe unde am fost, m-am fost la cumpărături, de mi-am cumpărat lenjerii, alea, lenjerii, prosoape, baticuri, bruză, cum a spus ce n-am găsit. Da, eu dar mi-am și mâncat belul. Și hamarul. De mi-am mâncat cățelul, belul. Haide. Am cooperat, am cumpărat altele. Dar de unde știi că ți le-am mâncat, că nu le-ai văzut? Nu am văzut pe filmare, că a spus mamă. Nu, că alea erau hainele mele. Am mâncat belul. Corcobelul. Da. Corcobelul. Nu belul, corcobelul. Corcobelul, belul. Corcobelul. Da. Și mi-am copierat tainele care mi-am mâncat belul. Da. Orice și haine și lucruri să faci. Omul să fie sănătos, că aia e mai mare ca toate. Băi, Fane, eu cred că am greșit etichetul la parcare. Păi? La ce oră am plecat eu seara de aici? La 1. 1? 1 fix sau 1 și ceva? 1 și ceva, nu știu. 1 și ceva. Zic că am mai făcut 20-30 de minute drum. La două fără ceva am ajuns acolo, la două. La două fără ceva am ajuns acolo. Și cât te-ai prins? Am făcut duși până ala, până ala. Cât te-ai prins? Nu, e bine, e bine. Dar până la două și ceva am ajuns acolo. Două și zece am ajuns. Ce, ți-l părea că e prea puțin? Da, mi se pare că până, că după aia am fost să iau și... Încet, încet pe aici. Am trecut. Am trecut, încet. Ia-o, ia-o, ia-o întors de partea. După aia mai pot să luăm și cu tot ciorbă, cum am luat și mine pe oameni. Și cred că până la 3:30-4:00 cred că v-a dormit. Pe la 4 dimineață. Da, când am terminat cu treaba. Da. Da, nu-mi place vas, mani? Nu mai mănânc vas.
nici nu mănânci. Nu mai mănânc, așa. E cantina socială. Cantina. Ai mâncat patroană? Am mâncat, am spital. Să-ți fie de bine. Jumătate de piește. Piește, am luat o bucată de piește de la Marco. Am luat o de piește de la... Da. Nu trebuie să mai mâncăm mult acum. Să bunim. Ștefane, să roagă la Dumnezeu. E aglomerație, mă. Asta este prietenie. Prietenie, aglomerație mare. Venim, am târguit soale, lucruri. Și acum am adus la spital acolo, la Leo. Am lăsat pe Alina acolo cu el. Așa. Și acum vine tatea după masă. Că vine dimineața să meargă cu mine. Vin la 9, la 10, zice, sunt acolo. Și n-a venit dimineața la 10, mă, n-a venit, mă. Pentru ce sunt corombele? Corombele? Pentru ce sunt? Nu știu, papa. Că dorme pe ele. Pă bune. În loc să vină după ce au plecat aseară de la spital la 2 sau la cât au plecat, să fi venit la 7-8 să-ți care gerțile și plasă. E bun, mă, la 2, că s-a dus la restaurant, ne-a mâncat. Am înțeles că s-a dus la... Cum să zice, la... Ce restaurant, cum îi zice? La restaurant. La restaurantul ăla, cum îi zice? Păi stai așa să zică că... Ce-a mâncat Fană o lună de zile? Am mâncat la restaurant. De ce? Nu mai... Mă, nu mâncar, mamă, la restaurante de o lună de zile. Vă da patron. La restaurante am pus și friptură, cea urma de ăștia. Eu am mâncat ce-am găsit, mamă. Așa nu, e. Le-am mâncat la restaurante, cea urma. Așa e, patron. Atâta, Georgiana nu prea mânca, că mai sta cu Leo. Da, cum, patron, nu e adevărat. Nu mai minți prietenii. Georgiana a mâncat numai zi, mă, de-aia cu cocoșitei. Nu, Georgiana nu prea mânca. Zi, mă, Fane, că am uitat. Georgiana, pui la jar, bravo, Fane, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mânca numai pui la jar, zicea, hai duceți-mă în Petrom să filmez. Fane, vino pe jos până la Petrom. Ce-s-a... Știi? Georgiana, ta cu Fane. Știi, Fane? Asta. Hai că am ajuns, gata, hai să punem capăt. Gata, prietenii, mulțumim și să ne urmăriți în continuu ce mai facem, nebunii. Sănătate mult!